Timp de 3 minute, zilnic vă prezentăm cât și ce muncesc parlamentarii din fiecare județ. Vă arătăm cu argumente dacă se justifică sau nu sumele pe care le încasează lunar din bugetul statului. Astăzi analizăm activitatea deputatului Octavian Petric, ales în circumscripția electorală numărul 32 Satu Mare pe listele PSD. Din noiembrie 2017 este vicepreședinte al Comisiei pentru Industrii și Servicii. Acesta este al doilea mandat al său. Din 2012, de când este parlamentar, a vorbit în plen extrem de puțin. În primul mandat a avut doar 13 luări de cuvânt. În acest mandat, lucrurile stau și mai prost. 2 luări de cuvânt, 40 de propuneri legislative inițiate și o moțiune. Octavian Petric a vorbit doar 34 de secunde. Practic, deputatul PSD Satu Mare a vorbit 32 de secunde la depunerea jurământului și încă 2 secunde când și-a rostit numele în timpul unei ședințe comune a Senatului și Camerei Deputaților. Potrivit presei locale, într-o conferință de presă, a încercat să se scuze pentru lipsa de activitate. De ce a mai vrut și al doilea mandat? În primul rând am decis să candidez pentru nou mandat din respect față de cetățenii județului Satu Mare. Și apoi din respect față de organizația PSD pentru a obține un scor cât mai bun la alegerile parlamentare care vor avea loc pe 11 decembrie. Din decembrie 2016, de la validarea ca deputat și până acum, a avut 2388 de voturi. Una dintre sarcinile obligatorii ale parlamentarilor este prezența la vot. Acesta are o prezență de 72%. Pentru munca depusă în Parlament, deputatul PSD Satu Mare încasează o indemnizație lunară de 10.448 de lei. Acum este momentul să aflăm care sunt punctele tare ale deputatului Octavian Petric. Este fidel partidului din care face parte, are prezență ridicată la vot și nu are probleme de integritate. Punctele sale slabe sunt următoarele: luări de cuvânt foarte puține, număr mic de propuneri legislative, dezinteres pentru județul pe care îl reprezintă și declarații politice inexistente. Pentru activitatea din acest mandat, din decembrie 2016 și până în prezent, îi acordăm nota 5 deputatului PSD Satu Mare, Octavian Petric.